Cum să-ți vezi și dovedești permisul de reședință temporară și statutul de rezident permanent? Vă prezentăm un scurt videoclip care vă va arăta pas cu pas procesul de accesare a statutului dumneavoastră, dar și cum vă puteți arăta statutul unei terțe părți pentru a vă putea dovedi, de exemplu, dreptul de muncă sau dreptul de a accesa beneficii sau sistemul de sănătate în Regatul Unit. Până la 30 iunie 2021, încă puteți folosi pașaportul sau buletinul pentru a vă demonstra dreptul de muncă și dreptul de a închiria o proprietate. Pentru a accesa alte drepturi, este posibil să aveți nevoie de alte documente ca să vă demonstrați rezidența. Același link trebuie folosit pentru a vă actualiza detaliile personale pe viitor, cum ar fi adresa, adresa de e-mail, numele sau numărul de telefon. În momentul de față, nu există opțiunea de a vă actualiza cartea de identitate online dar aceasta va fi implementată pe viitor. Pentru a ne putea vizualiza statutul de rezident permanent, adică settled status sau permisul de reședință temporară, adică pre-settled status, trebuie mai întâi să intrăm pe site-ul guvernului, adică gov.uk. Astfel, când ajungem pe site-ul guvernului, o să vedem mai multe secțiuni pe care putem da click. Iar dintre acestea, dăm click pe Visas and Immigration. Mai departe, când intrăm la Visa and Immigration, vom selecta secțiunea EU, EEA and Commonwealth Citizens. Iar aici ne vor apărea mai multe opțiuni. De aici vom selecta secțiunea View and Prove Your Settled or Presettled Status. Pe pagina care se va deschide ne vor apărea mai multe informații utile pe care le putem citi, printre care și care sunt lucrurile de care avem nevoie pentru a ne vizualiza sau dovedi statutul uh, legal. Printre acestea se numără uh, numărul cărții de identitate pe care ați folosit-o în procesul de aplicare, data dumneavoastră de naștere și acces la telefonul mobil sau adresa de e-mail pe care ați folosit-o când ați aplicat. După ce apăsăm pe Start Now, sistemul ne va întreba ce document am folosit în aplicație. Selectăm documentul și apăsăm Continuă. Acum ni se va cere să introducem detaliile pașaportului nostru și anume numărul nostru de pașaport. Vom introduce numărul și apoi vom apăsa Continuă. Mai departe, ni se va cere să introducem data noastră de naștere. Introducem data de naștere și apăsăm Continuă. Mai departe, sistemul ne va cere să ne confirmăm identitatea. Pentru asta putem selecta ori un SMS la numărul de telefon cu care am aplicat, ori un e-mail la adresa de e-mail cu care am aplicat. De vreme ce am selectat un SMS, ni se va trimite un SMS uh, prin care ni se va da un Security Code, adică un cod de securitate pe care trebuie să-l introducem în sistem. După ce am introdus codul de securitate, putem apăsa Continuă. Acum ni se va arăta o pagină cu statutul nostru de rezident. Aici ni se va spune tipul de statut pe care îl avem, Settled Status sau Presettled Status, și ni se vor da detalii legate de acest statut. De asemenea, ni se va oferi un link unde putem citi mai multe despre drepturile care ne sunt oferite de statutul nostru legal. Ni se spune că dacă numele nostru nu este uh, scris corect sau dacă fotografia este incorrectă, trebuie să contactăm EU Settlement Resolution Center. Mai departe, ne putem actualiza detaliile personale sau ne putem dovedi statutul unei terțe părți. Vom alege acest link pentru a ne dovedi statutul cuiva. Aici suntem întrebați pentru ce dorim să ne dovedim statutul și avem diferite opțiuni: pentru a lucra în UK, pentru a accesa sistemul medical, pentru a accesa beneficii, pentru a accesa asistență pentru persoanele fără locuință, pentru a deschide un cont bancar, pentru a lua un împrumut sau un credit card sau pentru alte motive. Vom selecta pentru a lucra în UK și vom apăsa Continuă. Această pagină ne arată că avem dreptul de a munci în Regatul Unit, numai că ni se spune că nu putem folosi această pagină pentru a-i dovedi angajatorului nostru acest lucru. Pentru a împărtăși detaliile cu angajatorul nostru, va trebui să creăm un share code pe care să îl dăm pentru a ne putea dovedi dreptul de muncă. Astfel, acesta este shell codul pe care va trebui să-l dăm angajatorului nostru și el este valabil doar pentru 30 de zile. Aici ni se spun pașii următori și ni se oferă opțiunea de a trimite codul prin e-mail. Aici vom introduce adresa de e-mail a angajatorului nostru pentru a-i trimite acest share code, astfel încât el să ne poată vedea dreptul de muncă. După ce am introdus adresa de e-mail a angajatorului nostru, putem apăsa Continuă. Aici ni se va cere să confirmăm adresa de e-mail pe care am introdus-o și să apăsăm Send, adică trimite. Astfel, un e-mail a fost trimis angajatorului nostru la adresa de e-mail pe care am introdus-o cu acest share code prin care el va putea să ne acceseze dreptul de muncă. Pentru a ne accesa informațiile, angajatorul nostru va trebui să meargă la următorul link unde îi se va cere să introducă share codul trimis prin e-mail. La final, putem apăsa Finish and Leave Service pentru a părăsi sistemul. Rezumat, pentru a vă vedea sau dovedi statutul, folosiți următorul link www.gov.uk view liniuță prove liniuță immigration -liniuță status Veți avea nevoie de numărul actului de identitate pe care l-ați folosit când ați aplicat, de la dumneavoastră de naștere și acces la numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail pe care ați folosit-o în timpul procesului de aplicare. Același link poate fi folosit pentru actualizarea datelor personale, precum numărul de telefon, sau adresa dumneavoastră. Funcția online de actualizare a cărții de identitate nu a fost implementată încă. Până la 30 iunie 2021, încă puteți folosi pașaportul sau buletinul pentru a vă demonstra dreptul de la muncă și dreptul de a o proprietate. Pentru a accesa alte servicii, este posibil să aveți nevoie de alte documente ca să vă demonstrați rezidența.